structurată. Dacă îmi forțați un răspuns, cred că textul se aplică atunci când părțile nu sunt prezente, în cazul de față, nu se duc amândouă la notariat să semneze contractul de vânzare-cumpărare și atunci oferta cu la vânzarea terenului, toate caracteristicile ei, nu știu, se face la un notar la Baia Mare și acceptarea se face la un notar la București. Și atunci trebuie făcute în formă autentică. Mi se pare, dacă n-am spus foarte clar acest lucru mai înainte, îmi cer iertare, că oricum textul ca atare va fi cum să zic eu, de o aplicare foarte limitată. Pentru că ceea ce interesează este exact cum ați subliniat dumneavoastră încheierea contractului. Deci dacă încheierea contractului se face în formă autentică, sau mă rog, poate să nu fie vorba de o formă autentică notarială, poate să fie o formă ad solemnitatem cerută de lege ca fiind forma scrisă, cum de exemplu este în cazul, în momentul de față, forma garanțiilor reale mobiliare, care trebuie încheiate fie în formă scrisă, fie în formă autentică. Poate să fie forma scrisă. Nu e obligatoriu să fie formă autentică notarială. Și de vreme ce, dincolo de negocierile părților, de contractul ajunge să se încheie în forma prescrisă de lege, tot ceea ce s-a întâmplat înainte, din punctul meu de vedere, e acoperit. Nu știu dacă Bogdan are altă părere. Ai, dar nu îndrăznești să o spui. Mulțumesc. Alte întrebări sau doar una a fost posibilă? Da. Ce mai vrei? Uite, domnule, în mod excepțional, pentru că mai ai fost student, poți să-mi pui o întrebare. Vă mulțumesc frumos și am avut și diplomul la dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. N-am vrut să abuzez de această împrejurare. Este delicată întrebarea și se întemeiază pe rațiunile de echitate la care ați făcut referire că v-au inspirat în afară de unui droit și convenția de la Viena. Spuneți-mi, vă rog frumos, despre protecția profesionistului în fața abuzului de ofertă. Mă refer la buna credință, la formularea unei oferte și mă refer la clauze standard. Deci sunt trei chestiuni pe care le ating până întrebare. Clauze standard, le-au în ordine inversă, clauze standard, ofertă și bună credință. Ce vreau să semnalez este că de obicei nu ne întâlnim cu reaua credință în voința de a încheia contractul, ci de a onora contractul. Și acum, care este viziunea noului cod de a proteja profesioniștii? Păi, întrebarea e foarte vagă, dacă îngădui să spun asta, pentru că care e viziunea noului cod în a proteja profesioniștii? Nu cred că există o viziune în a-i proteja pe profesioniști. Dacă pot să spun așa, cred că există mai degrabă o viziune a codului în a-i proteja pe cei care nu sunt profesioniști. Pentru că asta se întâmplă și acum, după cum bine știți, între comercianți proba are o anumită facilitate, regimul probelor are anumite facilități, regimul dobânzilor e mai riguros, mai dur decât între necomercianți. Adică există o filozofie care, sau o concepție care a străbătut secolele ca o constantă a dreptului, iertați-mi termenii prețioși, în cadrul căreia ideea e următoarea. Cel care desfășoară în mod constant o anumită activitate, etc., etc., astăzi îi spunem comerciant, de la 1 octombrie o să le spunem profesioniști și toți vor fi profesioniști, și avocații, și medicii, și medicii veterinari, și chiar și ONG-urile. Iertați-mă, folosesc din nou un termen așa didactic, atenție! Până și ONG-urile, organizațiile non-profit, vor fi profesioniști. Toți ăștia sunt considerați că au un nivel de educație superior celelalte părți, de un nivel de diligență și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, în cod, cel protejat nu este profesionistul, cel protejat este partea cealaltă. De exemplu, există un text la răspundere, pot să-l caut acum, 1300 și nu știu cât, care spune clar că în cazul în care este vorba de un profesionist, culpa, sau dacă delictul este săvârșit în cadrul unei activități profesionale, culpa este apreciată cu mai multă rigoare. Știu, dacă mi-i găduți. Și atunci, repet, întrebarea pe de o parte e foarte vagă pentru că presupune să căutăm în tot codul textele care reglementează raporturile dintre profesioniști și neprofesioniști, iar pe de altă parte nu cred că găsim răspunsuri în favoarea profesioniștilor, ci mai curând în defavoarea lor. M-am grăbit când am formulat întrebarea, fiindcă vreau să venajez timpul și am încercat să fiu concis. Însă, în general, raportul cu un profesionist atrage cu sine clauze standard. Chem un instalator, sunt convins că trebuie să-i plătesc drumul, manopera și materialele. Sunt clauze standard. Asta mă pune pe mine ca profesionist într-o situație oarecum dezavantajoasă față de cel care apelează la mine.
Da. Ce, cum sunt eu protejat de oferta care, îmi cer scuze, aici insist, pentru că e o chestiune delicată, se răstoarnă. Nu formulez eu, profesionistul, oferta. Nu formulez o ofertă care o acceptă o altă persoană, ci persoana respectivă îmi face o ofertă. Vino și repară în chiuveta, de exemplu. Cum mă protejează de abuzul persoanei respective? Vorbind de ofertă, păi, de formularea ofertei. Și care e abuzul? Nu înțeleg. Vă cheamă să reparați chiuveta și chiuveta nu e stricată. Repară chiuveta și nu are la bani de reparație. Asta este situația. Care este protecția? Că nu vorbim de răspundere. Asta vreau să lămuresc. Natura răspunderii. Păi da, da, e limpede. Am și citat textul. E actualul 970. Acum întâmplarea face să fie 1170 cu 200 mai mult, care vorbește despre obligația nu numai de a încheia, negocia și încheia contractul cu bună credință, ci și de a-l executa cu bună credință. Deci principiile sunt aceleași. Eu nu văd nicio schimbare în domeniul pe care aparent îl evocă întrebarea dumneavoastră în noul cod civil față de vechiul cod civil. Da, eu propun, dacă vi se pare așa o chestie delicată, ne vom mai întâlni, că vin și la unele conferințe ale INPPA-ului și continuăm discuția acolo, da? Vorba profesorului Beleiu, nu am în pronunțarea, ci pronunț amânarea. Asta ne-o spunea când îl chemam la bere. Da, este cazul să facem și o pauză și să-i mulțumim domnului profesor că ne-a onorat cu prezența, să-i mulțumim că ne-a răspuns la întrebări și nelămuriri și să-l invităm și cu altă ocazie. Eu vă mulțumesc foarte mult.